Da. Comisia Electorală Centrală a condamnat incidentul care s-a produs în ziua de ieri, în după-amiaza zilei, atunci când la punctul de trecere de la Varnița, doi funcționari electorali, președintele Biroului Electoral numărul 10, circumscripției electorale uninominale 48, dar și secretarul acestui organ electoral au fost reținuți de către forțele regimului neconstituțional din Transnistria, și în mare parte vis-a-vis de faptul că au fost retrase cele două laptopuri care urmau să fie puse la dispoziția operatorilor care trebuiau să fie conectate la sistemul informațional de stat SIAS Alegeri și prin partea de realizare a operațiunilor electorale uniforme, așa cum este planificat pentru fiecare din secțiile de votare, atât din țară cât și de peste hotare. Respectiv, Comisia Electorală Centrală a făcut un apel către misiunile de observare națională și internațională, dar și către OSCE și Comisia Unificată de Control ca să ia atitudine față de incidentul de ieri și în vederea luării măsurilor necesare ca să nu se repete asemenea acțiuni și pe partea de respectare și asigurare, în primul rând, a securității cetățenilor Republicii Moldova, vorbim atât de funcționari electorali cât și de alegători, concurenți electorali, dar și pe partea integrității organizării și desfășurării procesului electoral. Dacă se revin pe partea de securitatea sistemului informațional de stat alegeri, aceste două computere au fost scoase din circuitul Comisiei Electorale Centrale aplicabil pentru ziua de 24 februarie și vor fi înlocuite cu alte computere în așa fel ca noi să organizăm cât mai transparent, corect și profesionist alegerile în ziua de 24. S-a încheiat procedura de acreditare a observatorilor și câți vom avea în ziua alegerilor? Procedura de acreditare s-a încheiat. La moment pot să vă spun că noi avem 35 persoane acreditate din partea a 17 autorități electorale din alte state. Avem 114 persoane acreditate din partea a 9 organizații obștești din 7 țări. Avem 107 persoane acreditate din partea a 20 misiuni diplomatice care sunt acreditate în Republica Moldova și avem 486 de persoane acreditate din partea a instituțiilor guvernamentale sau organizațiilor internaționale. Ca să sumăm, asta ar fi că în ziua de 24 februarie, procesul electoral va fi monitorizat de către 3.412 observatori naționali, acreditați din partea a 20 de organizații obștești și vom avea 170 de observatori care 776 observatori internaționali care au fost desemnați de către 57 de instituții internaționale. Dar aici o remarcă, este vorba de observatorii care au fost acreditați de către Comisia Electorală Centrală, pentru că, din câte cunoașteți, potrivit codului electoral, fiecare concurent electoral înscris oficial în cursă electorală poate solicita consiliilor electorale de circumscripție acreditarea observatorilor săi în secțiile de votare a circumscripției arondate. Astăzi, promulier s-a anunțat că un regulament CEC interzice observatorilor să facă declarații pentru presă sau să prezinte rapoarte până la închiderea secțiilor de votare. De ce este această decizie? Această decizie nu este una nouă. Norma respectivă a fost în regulament, de când regulamentul a fost adoptat. Eu aș face trimitere la normă care interzice pe partea a face anumite aprecieri sau constatări vis-a-vis de desfășurarea procesului electoral. Asta nu înseamnă că observatorii atât naționali cât și internaționali nu pot să-și expună punctul de vedere vis-a-vis de procesul electoral organizat în ziua de duminică. Dar a face anumite constatări sau a da aprecieri, sigur că ar fi bine să respecte regulamentul cu privire la activitatea observatorilor. Totuși, la scrutinile anterioare, Promulex a anunțat despre încălcările produse. Nu vreau să dau aprecieri vis-a-vis de rapoartele organizației, mai bine spus, misiunii de observare din partea asociației Promulex. Noi considerăm că misiunea de observare este necesară în vederea organizării procesului electoral, pentru că așa cum nu putem avea alegeri fără concurență electorală și fără funcționari electorali, eu aș spune că nu putem avea alegeri fără observatori. Mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, că zi frumoasă!